Ne mutăm din Satu Mare în Oradea și vreau să fac următoarea mențiune. Îmi pare rău că nu am fost în acest weekend în Oradea. Sigur, am fost în altă parte, am făcut fapte bune și acolo, dar în Oradea s-a desfășurat o competiție foarte interesantă, foarte faină, foarte energică, foarte antrenantă și solicitantă. Iar colegul nostru de la TVR, Laurențiu Vezentan, care este un pasionat al sportului, a participat și a ieșit pe locul 3, nu mai știu exact cum, cu categoriile astea, că sunt o grămadă acolo, în fine, la categorii pe vârstă, ceva de genul ăsta. Dar oricum, deci să te gândești că ai terminat cursa respectivă, deci ai terminat cursa respectivă după 3,8 km înotați. Deci dacă nu m-a aburit colegul meu Laurențiu, atunci înseamnă că a înotat 3,8 km. Bă, dar stai puțin, mă, dar nu mai bine îl chemăm pe Laurențiu în platou să vină să ne spună el, așa, ad hoc, 2 minute. Laurențiu e pe acolo. Ia să-i dăm un microfon acolo rapid și să vină să ne spună el exact cum a fost în Oradea. Eu am fost în altă parte, în Dumbrava, e localitate, nu știu dacă e chiar localitatea, este oricum mănăstirea din... de lângă Unirea și acolo e și o casă de copii și o casă de bătrâni, un total 110 copii cu încă 50 de bătrâni. Și am primit o donație prin Asociația Cer Transilvania și de cireșe și le-am dus acolo. Foarte, foarte frumos locul și foarte amabil, copiii au venit acolo, ne-au ajutat la descărcat de cireșe, deci vă recomand să treceți pe acolo, să faceți fapte bune. Următoarea noastră acțiune va include, inclusiv, va include și papucei. Deci dacă aveți papucei de copii, în principiu copii de la 2 săptămâni și până la 20 de ani, vă invit să îmi dați de veste și împreună să continuăm această serie de fapte bune. Dar, bună dimineața, Laurențiu! Servus, Irina! Laurențiu, de când te știu eu, tu ești ori cu bicicleta, ori cu notul, ori cu... Eu știu ceva tot ai și mai mult decât atât îi mă lipsești și pe copiii tăi să facă sport, ceea ce mă bucur, dar trecând peste această educație sportivă frumoasă pe care o dai copiilor tăi, spune-mi, te rog, cum a fost la Oradea. Mie mi se pare incredibil că ai reușit să faci tot maratonul, triatlonul ăsta până la capăt. Și eu fac sport, dar sincer nu știu dacă aș rezista așa orice, ca tine. Orice om care, și asta e o dovadă, faptul că am încheiat și eu cu bine triatlonul, deci cum ar veni singurul triatlon de tip Ironman din România, nu are licența respectivă de Ironman, de aceea se spune X-Men, și faptul că un om care e și de vârsta mea poate să termine și cu un timp rezonabil, înseamnă că dacă cineva e pasionat un pic de sport sau și face mișcare zilnic, o să reușească. Să titrăm până una alta Laurențiu Iron Man și dăm câteva detalii. Deci asta am reținut eu, 3,8 km ai înotat. Da, da, da. Ok, cu notul, kilometri... cu notul de cât timp te pregătești pentru asta? Deci ca să zic așa, da. E o notă de multă vreme, dar am schimbat stilul de not de la bras la liber, că la bras n-aveam, na, deci eram mai lent. Și cu stilul liber am început să mă antrenez numai din toamnă. E drept că am un profesor cu care fac not, pentru că n-aveam cum singur, că înainte mă chineam să not crawl și după 50-100 de metri deja eram leșinat de oboseală. Na. Și braț mă puteam duce în neștire și atunci am zis că nu mai are sens. Îmi iau și copii, că efortul era mai mare să mă duc până la bazin și nu-mi convenea. Și atunci am zis că acum dacă copiii au crescut, mă duc cu ei și cu ocazia asta învăț și eu. Și așa s-a potrivit că mi-am fixat și un țel, deci eu în general, inclusiv și când învățam, vreau să căutam niște ținte, să zic așa, mai palpabile, reale, căutam să fac un proiect, deci să am ceva după care să învăț, să nu citesc numai dintr-o carte, pagină cu pagină, să stilul clasic, să zicem așa, ci încercam, îmi fixam, eu știu, un montaj să-mi fac la cum se cu electronica și atunci pentru asta trebuia să învăț diverse lucruri și săream în funcție de cât să înțeleg, dar să fie o chestie cursivă. Și așa și aici. În not, 3,8 km. Da. Eu nu mă satur. În lacul Săl de Bagiu de Munte. Așa, Săl de Bagiu de Munte. Așa. Lângă Oradea. Foarte rece era, nu? Sau cum? Aveai notat, nu era așa rece, izol, dar mi-am luat. Deci toate, în mod normal, la un concurs nu se recomandă să faci schimbări înainte de cursă, niciun fel de schimbare.
să te pregătești din timp, dar eu fiind amator, eu zic ca și amator, eu îmi permit să fac lucrurile astea pe care profesioniștii nu și le permit, pentru că ei au într-un fel obligația față de cluburi, față de sponsori, să-ți scoată rezultate foarte bune. Eu dacă cumva abandonez sau se întâmplă ceva, nu, asta este, omul e amator și n-am presiunea asta a rezultatului așa mare cum au profesioniști. Și atunci eu pot să și exersez, adică să fac schimbări, deși nu-i recomandat și le evit și eu. Deci la costumul de neopren l-am luat de vreo două luni, am apucat să mă duc la tarnița la noi de două ori să văd cum e cu costumul de neopren, că n-am mai notat niciodată cu el. Bine, temperatura acolo permitea, era pe la 20 de grade, 20 de grade cred că erau și permitea și fără costum, dar cu costum de neopren ești un pic mai rapid. Și după aceea asta a fost proba de bicicletă. A urmat proba de bicicletă. Ai avut de parcurs cu bicicleta? 180 de kilometri. 180 de kilometri, incredibil, da? Continuă, te rog. Și aici am avut eu modificări, n-am tot așa anul ăsta aveam, că eu m-am gândit deci de anul trecut, de când m-am apucat din toamnă de not, am zis, domnule, vreau un concurs la care să mă duc. Eu am zis că cu stilul de proiect. Adică eu vreau să mă duc la un concurs. Bun, hai la ce triatlon să mă duc? Așa s-a nimerit că nu m-am dus până la mare, că a fost triatloane normale, cu distanțe normale, la mare, dar nu era prea departe pentru mine și atunci am zis, bun, mi-aleg Ironman-ul, direct Ironman-ul, iar o chestie amatoricească. Și, adică să trec direct la un triatlon greu, așa. Și mi-am luat anul ăsta și bicicletă, cursieră, că eu mergeam cu mountain bike, da, dar cu el n-aveam șansă. Eu te-am văzut în tot felul de acțiuni din astea, cu bicicleta, da. Deci cu mountain bike-ul acum chiar eram exagerat să mă duc cu, chiar dacă puteam schimba roțile, să-mi pun roți de cursieră, am posibilitatea, că așa mai circulam pe șoseaua. Ce a zis Laurențiu? Hai, las că-mi iau o bicicletă nouă, ce mai schimb aici roțile? Acum vreo 25 de ani, nu știu, la mine așa de trece timpul, mi-au furat cursiera și atunci mi-am luat mountain bike, atunci apăruseră și de atunci tot cu mountain bike a fost. Și tot am zis, asta nu-i prima prioritate, nu-i prioritatea mea să iau cursiere și am tot amânat, după aceea totdeauna se evesc alte cheltuieli și am zis, că nu asta acum o iau, că nu mă pot duce cu asta. No. Și iar tot așa am mai făcut o modificare, mi-am luat niște aerobare, dar cam cu 2-3 zile înainte, rapid. Deci nu sunt modificări înainte de competiție? Sunt, așa, da. Și pe care a plouat la Cluj, știi, săptămâna trecută a plouat. Și joi și vineri și... N-am apucat, am zis că bun, le iau și măcar mă duc o dată, fac o tură să văd cum e cu aerobare. Asta e, dacă eu am atâția ani de experiență cu bicicleta, cum voi mai descu... Nu le folosi, le pun la bicicletă și dacă pot bine să le folosesc, dacă nu măcar să-mi schimb priza, să nu stau tu în aceeași poziție la ghidon cu mâinile. Da, și mi-au prins bine și ăla. În sfârșit, deci cu bicicleta a fost ok. Deci 180 de km, da. 3,8 în not, pac, după aceea direct pe bicicletă, 180 da. De kilometri, 180, da. Deci, reține, scrieți, 180. Okay. După și după aceea, un maraton de alergare. Deci, alergare, un pic de alergare acolo. 42 de kilometri, da. Deci un pic de alergare după aceea, așa mai da. La final, lejereanu. Da. Aici am greșit eu cu ceva, aici a durat la mine mai mult. Am greșit, efectul a fost că nu m-am alimentat corect în partea alimentară, dar am făcut o greșeală înainte, în sfârșit. Spune-mi părțile bune. Partea bună, e că am încheiat cu bine, a fost greu, și dar na, e o experiență și un concurs din ăsta greu și m-au impresionat și voluntarii și oamenii de pe margine, acolo a fost o atmosferă deosebită la Oradea. În Parcul Brăteanu a fost alergarea, un parc care a fost tot așa, a fost cu familia și soția și cu copiii au venit direct la alergare, că ei nemergând cu mașina n-aveau cum să ajungă să mă tot urmărească pe parcurs la bicicletă și așa. Și au venit acolo la alergare și m-au încurajat și ei, dar și oamenii de pe margine. Laurențiu! Indiferent, nu, da, scria numele meu, dar nu mă cunoșteau mulți, nu mă cunoșteau. Data viitoare te rog să scrii Laurențiu TVR. Laurențiu TVR Ironman, pentru că de acum așa vei fi cunoscut. Da. Ironman Laurențiu TVR.
Eu așa, cu, de aceea, mulțumesc de invitație, așa a apărut inopinată, nu veneam eu cu, știu că nu trebuie să folosești alb la haine și așa, dar așa s-a nimerit că... Tu, Laurențiu, poți să folosești orice. Așa, poți să folosesc orice. Am zis că, na, dacă tot a ieșit așa spontan invitația ta... Deci am mai spus eu și alte date, eu aflu lucrurile când nici nu se gândește lumea. De ce? Nu știu să spun. Pentru că Laurențiu, deși este coleg cu mine, nu vine de fiecare dată să-mi spună acum, uite, acum am făcut asta. Auzeam eu o discuție pe hol în această dimineață cu privire la un triatlon. Laurențiu în sus, Laurențiu în jos. Stai, frate, că l-avem pe Laurențiu aici în curtea noastră și noi să nu ne lăudăm cu el. Dar cum vine asta? Felicitările noastre și cred că nu greșesc dacă spun și din partea telespectatorilor felicitări și spor în continuare. Mulțumesc. Și să fie cât mai multe astfel de evenimente, pentru că eu cred că vreau numai să arăt că poate asta oricine, poate. Da. Și la fel e valabil cu în sport și la învățat. Asta să, dacă se uită copii, adică dacă o să ne uităm noi, să le spun și copiilor că se poate și sportul e un exemplu numai. Oram. Apropo de sport, cred că la ce proba a fost acum? Bacalaureatul a fost ieri, nu? Și da, a fost textul argumentativ pentru sport, ceva de genul de ce o fi bun sportul sau chestii de genul ăsta. Da, așa am auzit că au avut un subiect legat de sport în care puteau să-și aleagă din ce au citit ei, o carte de un scriitor, să vorbească despre sport. Probabil un personaj care a practicat sportul, da? Mă gândesc. Nu mai știu exact cum, dar probabil că ar putea să ne dea detalii cineva. Uite că recunosc eu nu eram implicată deloc în povestea asta cu Bacu, că am dat și eu Bacu, am și luat Bacu în urmă cu ceva vreme. Acum, ieri, propriu zis, n-am urmărit subiectele, dar știu că a fost despre argument legat de sport și Doamne ajută cei care au dat acum Bacu să înțeleagă cu atât mai mult că este important sportul. Dar, Laurențiu, știi ce mai este important? Mai ales în Cluj, e o problemă stringentă în această perioadă. Nu știu, tu ai mai dus gunoiul în ultimele zile? Eu îți mărturisesc că, deși nu stau chiar în Cluj-Napoca, am tot avut așa rețineri să arunc orice la gunoi. Am zis, băi, dacă nu trebuie să arunc, încă nu arunc. Dacă nu trebuie să consum, încă nu consum. Că nu se știe cum se strâng malderele, știi? E problema asta cu gunoaiele. Colega noastră, Diana Pahideana, și realizat un reportaj pe această temă. Îți propun să îl urmărim și să vedem care este starea actuală a gunoaielor din Cluj-Napoca.